Bun găsit, prieteni, Mihai Stepanov și prima întrebare care vreau să vă dau, cine din voi a auzit de Kibo? Dacă n-ați auzit, acum vreau să vă spun ce reprezintă Kibo, în special Kibo Lato, care este prima companie care organizează o loterie online internațională. Și ce se va întâmpla în zilele apropiate? Deja sunt adunate 2.981.000 care vor fi repartizate în loterii gratis. Dar ca să poți participa, trebuie să faci înregistrare pe acest site. Pentru aceea, sub video o să fie link-ul meu de înregistrare. În afară de aceasta, cine vrea să câștige mai mult, poate să-și cumpere platforma dată, ca să devină filiala a Kibo Lotto, de ce asta se cheamă Kibo Platform, care am deschis acum. Dacă vă uitați aici, acesta e site-ul de Kibo Lotto, unde o să fie loterie. Știți? Aici un video care este, care să faceți înregistrare, o să ajungeți și la acest site. Fel de fel de loterii, și anume loterii în Bitcoin. Deci asta e ideea, că e prima loterie online care o să fie cu, pe principiul blockchain și în criptomoneta Ethereum. Platforma aceasta Kibo, ea costă 10 Ethereum și atunci dacă o luați aveți mai multe plusuri decât ați intra gratis. Care sunt aceste plusuri? Deci uitați-vă. Am făcut o rând de o schiță și scurtă. Kibo Lotto deja are mai multe și adesea ea când am făcut, el tot timpul crește. Ну, суть его обзашел, видишь, как это? А, скади курс ла Ethereum. Это сейчас simple Ethereum, как Ethereum сам донат. Значит, че с примерти? Как вамни, кари кумпер платформа, и бани депуны на фонда честа, кари сфере партиза. Значит, пына o să înceapă operația dată, deci și scrie până pe 9 noiembrie. Și o să anunță când o să înceapă loteria gratis. Deci am mai rămas încă 3 zile, azi la noi 6 noiembrie. Cine vrea să afle mai multe, faceți înregistrare. Deci după linkul care o să fie sub acest video, o să ne meriți pe acest site. Alegeți ce sunt 9 limbi care vreți. Și mai jos este butonul de înregistrare, pe care dacă apăsați, apare datele, unde apăsați pe înregistrare. Și aici indicați login-ul care îl aveți și e-mail-ul. Mai jos. Atent, vedeți că aici sunt două parole. Este o parolă și este parola financiară, adică două lucruri diferite. Să nu le încurcați. Confirmați, confirmați. Și li salvați undeva parole și apăsați pe înregistrare și o să intrați în site. Pe urmă, deja când o să intrați pe login. Și aici alegeți limba care vreți. Deci, și prezintă ce site. Deci, noi o să primim posibilitatea ce se înregistrează să dă la oameni bilete gratis. Deci fiecare om o să aibă anumit cantitate. Deci cine o să intre la pachetul sau o să iei platformă o să aibă mai multe bilete gratis. Cine o să intre doar gratis o să aibă mai puține bilete care o să poată să le dai la oameni. Dar uitați-vă și să primești că noi bilete să le dăm la oameni. Acum oamenii joacă și unii, ca tare, după statistică, în Europa,
fiecare a doilea familie joacă în loterie. Și deci scopul care? Că se dă gratis biletele ca să popularizeze. Pe urmă, unii oameni o să continuă deja contraplat. Adică o să vrei să cumperi bilet. Căci plusurile care sunt la Chibolotoc e online, în criptomonetă și câștigul automat îl primești. Nu trebuie să aștepți ani de zile cum sunt la loteriile de stat. Alt moment că loteria de stat 50% undeva de, din venit, cât se adună din fondul de pildă, să cumpere bilete și să adună pildă 10 milioane. Din 10 milioane, pildă 5 milioane merg la împrăștiet, la cadou. Aici merge 68%. Adică tot e un plus. Și deodată, adică azi ai câștigat, azi ai primit bani. Am o idee care cu bilete. Deci, care o să fie înregistrați, o să aibă bilete gratis, care o să poată să le dai la cunoscuți. Oamenii cunoscuți o să intre și o să se mai intereseze și o să vrei unii și o să cumpere. Dacă o să cumpere, de pildă, un bilet, ca exemplu, diferite bilete o să fie. O cumpărat, de pildă, $10. Că l-ai invitat, ai 10%. Amuie de pildă, el a participat la loterie, loteriile o să fie, uitați-vă, săptămânal o să fie loterii de 10.000 și o să fie de 100.000 fond de remunerare. De pildă, cineva a găsit și a câștigat 100.000. Aveți, dacă printre invitații voștri este, aveți 5% din ce câștigă referalul vostru în 5 nivele. Adică primii nivel care s-a invitat, îi invită pe alții și tot așa, adică în 5 nivele. Adică destul de interesant. Acum, a treilea fel de câștig care este posibil aici, din ce câștigă persoanele care au cumpărat platforma, care au cumpărat posibilitatea de a deveni filială. Aveți 10% din ce câștigă o astfel de persoană. Ca exemplu, de pildă, o persoană s-a cumpărat platforma și el a început a invita oameni. În primul nivel a invitat 100 de oameni. Acum, acei 100 de oameni, de pildă, invită fiecare câte 5 oameni. Nivel 2 o să aibă 500 de oameni. Și așa, ca exemplu, câte 5 oameni eu am calculat, în 5 nivele o să fie 78.000 de oameni. Amuia de pildă. Asta tot care au primit unul de la altul bilete gratis de participare. Dintre ei, hai fiecare 5-le de pildă să hotărăște și mai cumpără bilete. De $10, dar. Deci, iese că toată cantitatea de oameni aduce un venit de $15.600 pe lună. Adică din acest bilet care o cumpărat. Am o închipuiță, că aveți în 7 nivele astfel de oameni care câștigă așa sume. Și deci 10% din 15.000 este 1.500 după bonusul acesta, adică 10% din ce câștigă partenerii cu platformă dat. Adică eu am luat platformă că vreau să câștig mai multe nivele. Dacă nu aveți platformă, nu o să câștigați în 7 nivele. Deci, acolo care gratis intră, o să aibă mai puține facilități. Deci asta e ideea, era că ca să vedeți, să studiați și acum să intrați cât mai repede pe acest site, cum a rămas 3 zile, cum am spus. Ca să înțelegi ce se poate făcut pe acest site și poate vă hotărâți și luați platformă. Cam atât ce am răspuns, numai bine.